Bine ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi am zis să arunc și o privire într-o familie de albine, fiindcă cam ce am văzut eu pe internet, nu prea mi-a plăcut ce am văzut. Mie personal nu mi-a plăcut. Acum să vedem ce găsim aici, într-o colonie, fiindcă în mod normal, eu până prin 10 septembrie, așa am calculat, simt că nu mai trebuie să intervin în ei și nu trebuie să intervin. Da, am zis că de dragul filmării, hai să vă prezint această colonie, cum se prezintă pe data de 24 august 2019. Haideți să vedem împreună ce avem în această colonie. Iată uleiul esențial l-au sorbit. Ca să am și eu așa o comparație față de celelalte colonii ce se văd în această țară și nu numai în această țară, ci pe toate meleagurile pământești. Să facem o comparație, să vedem ce puiet avem. Și așa, să vedem împreună, da? Cât albină avem, pe câte rame rămâne. Pe data de 24 august, colonia arată în felul următor. Ea este pe 12 rame. Se practică spartul cuiburilor. Sincer, am stat și l-am ascultat pe domnul Jenică și m-am lăsat la mâna lui. N-are rost să mai spargi cuibul după ce mărcile ouă într-un anumit fel. Aceasta ar fi o ramă de margine. Iată așa arată o ramă de margine cu păstură, cu miere căpăcită la ora actuală. Arată foarte bine. Nu văd nicio problemă, fiindcă fac doar o mică filmare. N-am venit pregătit pentru a umbla la toată stupina, că n-are rost. Am zis să fac și eu un film să vedem cum stăm, mâncare. Începe bine. De acum nu prea mai e bine să fie altfel decât rame cu mâncare căpăcită în margine. Iată așa trebuie să aibă miere, mâncare bine acolo. Nu-i mai porți grija că nu are mâncare. Iată în partea de jos păstura. E o miere foarte bună pentru iernat. Conține mai multe tipuri de miere. Cum nu practic pastoral și sunt doar aici pe staționar, așa arată ea. Mă interesează puietul și eu, că tot așa cu puiet. Iată aici a început puietul larvar. Și a depus și ouă, dar puțin, e prima ramă cu puiet, ar fi capătul cuibului, cum ar veni. Dar loc este, nu știu la ce este acela blocajul,
aceste coloane la care le-am lăsat așa, cum au fost calculate ele cu 2 săptămâni, arată bine. Și la cum vedem, nu și are rostul să le deranjăm. Iată, avem și noi puiet aici. Încămat că n-a ajuns aici, dar o să o celulele goale. Deci aia zic că nu văd acel blocaj de care se zice, cel puțin la ăsta. Acum nu este exclus. Sunt și blocaje sau lipse de spațiu. Depinde cum îi considerați. Trecem mai departe și înaintăm spre mijlocul cuibului. Avem larvar, puiet căpăcit, coronițe frumoase. Arată foarte bine. Înaintăm. Iată așa. Eu arată bine, ce să zic. Aflându-mă în mijlocul zilei, o culegătoare la câmp. Este albină, nu e nicio problemă. Iată, și aici avem și puiet și miere, că strălucește. Aici avem larvar. Deci situația e bună. Și chiar dacă n-ar mai o amăcil de acum, chiar n-ar fi nicio problemă. Acest larvar iese prin 10 septembrie. Ar fi ideal undeva pe 20 septembrie mi-ar plăcea să nu mai am puiet în stupi deloc. Ar fi foarte bine, adică de azi într-o lună. Dar vor mai fi măci care vor ponta. Nu e nici o mare lucru. Ar trebui să se odihnească și ele. Noi încercăm să nu uzăm albina. Iată, aici avem frumos larvar. Da, cred că o să se mai întindă mai mult de 20 septembrie puietul. Și aici avem depuse ouă. Nu foarte bine și miere. Miere necăpăcită, că este nevoie pentru puietul care eclozează. O albină liniștită la ora actuală. Aș putea lucra și fără mânuși, fără probleme, dar ca să lucrez liniștit folosesc mânuși. Nu e nicio așa o mare tragedie acum când ne protejăm. N-am mai ținut cont la numărul de rame cu puiet, dar este, uite, e și mătcuța aici. O, foarte bine, iată, aici nu e nici urmă de blocaje sau... Iată ce frumoasă e această ramă cu puiet larvar, cu ouă. Deci stăm bine. Vedeți? Că ne uităm noi în stup sau nu ne uităm, cam tot asta ar fi situația. De aceea eu nu deranjez. Acesta, hai să facem o filmare, să fim în trend. Furtișag nu avem,
Măsurile pentru furtișac nu se iau atunci când începe. Se ia cu mult timp înainte. Avem aici puiet. O să aibă și mâncare, o să... Foarte frumos o să fie. Anul ăsta o să fie foarte bine. Avem, uite, puiet căpăcit aici destul. Sunt pe vreo 7 rame și acum și de acu e puiet pe vreo 7 rame. Albina începe să mai stagneze din lucru. Mie îmi place când e atâta mâncare în stup și ele se liniștesc, stau liniștite, nu se uzează, nu e nevoie să dăm siropuri. Anul ăsta e primul an în care nu practic acest lucru. Încă își menține puietul pe 8 rame. Nu știu dacă va mai o aici, dar... Acum, la o dată aceasta e pe 8 rame. Da, am mai o și aici. Și atât de ce trebuie să stăm liniștiți dacă facem așa cum trebuie. Lucrurile, stăm liniștiți, Albina e liniștită, nu deranjăm. Foarte, foarte bine. Mai ridic această ramă și cu asta închei. Ia, avem mâncare. Opa, puiet. Mai e puiet și aici. Ar fi pe a noua ramă, dar eu zic că sunt 8 și cam cu asta basta. Avem mâncare. Să fiți sănătoși, aveți grijă de voi. O să mai filmez, am ceva măci, l-am perecheat, nu o să vină să credeți. Suntem pe data de 24 august și eu am încă două mătcuțe, l-am perecheat. Așa a fost situația. Și am zis, hai să le las să se împerecheze, sunt bocile de schimb liniștit, au eclozat și undeva pe sâmbătă viitoare ar trebui să înceapă să ouă. Dacă spuneți ceva despre trântori, ei există, dar ideal ar fi să vină de prin alte părți. Anul trecut acea matcă roșcată mi s-a împerecheat. A început să depună ouă pe 1 septembrie. Acum, dacă acestea se împerechează și depun de azi într-o săptămână, cam tot pe acolo o să fie. Cam tot pe data de 1 septembrie vor începe ponta și văzând acest lucru, o să le dau speranță să treacă de iarnă. Sau dacă avem nevoie undeva de vreo mătcuță, atunci o să avem măci la rezervă. Iată, asta vreau să vă zic despre uleiurile esențiale. Eu le dau de două ori pe săptămână. Le dau. Pe data de 10 septembrie o să le schimb rețeta. De la băiatul acela, Marian Ilie, care studiază acest tratament alternativ. Pentru noi este alternativ, fiindcă nu sunt mulți care îl folosesc. Iată, așa punem sita ca să pot da uleiurile. Deci eu nu deranjez când dau mâncare, deloc, deloc. Întorc această sticlă și am terminat.
Cam asta este treaba la mine. Să punem și această ramă. Aceasta am pus-o doar așa de să fie aici în spate după diafragmă. Mare lucru nu avem de făcut. Până data viitoare, numai bine. Ați văzut, familia de albine arată foarte bine. N-ai ce să le faci. Aștept să vină septembrie ca să mai scoatem rame, să strângem cuiburile la cât cuiet va mai fi pe data de 10. Dacă vor fi pe 5 puiet, eu strâng pe 7-8 și posibil să mai strângem o dată în octombrie când intră la iernat și cu asta am terminat. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare și numai bine!